Salut! Astăzi mi-am luat o zi liberă și m-am gândit să fac ceva nou, să învăț cum să devin alpinist, să vă fac și o demonstrație. Glumesc, să lăsăm oamenii cu experiență să facă lucrul acesta. Alpinismul, în accepțiunea cea mai largă a cuvântului, desemnează orice activitate recreativă sau sportivă care are ca scop ascensiunea în munți. Termenul inițial vine de la ascensiuni în munții Alpi, alpinism. Ulterior, pe măsura evoluției activității, termenul alpinism s-a nuanțat doar pe itinerarii greu accesibile, care necesită tehnică, echipament și experiență corespunzătoare. Alpinismul implică, în majoritatea cazurilor, asumarea unei doze mai mici sau mai mari de risc, datorită naturii traseelor care pot fi deseori combinație de pasaje de stâncă, zăpadă sau gheață cu factorii de risc implicați. Acestora li se adaugă, în unele cazuri, dificultățile pe care le ridică accesul la traseul propriu-zis, găsirea liniei acestuia, durata ascensiunii, schimbările de vreme sau alți factori. Alpinismul îmbracă mai multe forme, care sunt, mai mult sau mai puțin, dictate de natura traseelor parcurse, maniera în care se face ascensiunea și tehnicile puse în joc. Nicolae Baticu a definit alpinismul ca fiind poezie, filozofie, ceva nedefinit care te cheamă, te subjugă, te împinge în locuri incredibil de grele, pe frig sau soare torid, în ploaie sau vânt. Alpinismul nu este un sport al curajului, ci doar al cunoașterii. Iar pereții de cățărat ai munților sunt considerați o scenă verticală de balet, în care fiecare traseu are scenografia lui. Este un sport în care te modelezi nu numai din punct de vedere fizic, ci și psihic, controlându-ți echilibrul în condiții de efort prelungit și stres, uneori pe ploaie, zăpadă și chiar soare puternic. Dry tooling este o tehnică nouă de cățărare, se practică în general pe faleze scurte de 30-50 de metri, pe stâncă ce trebuie să fie curată, iar cățărarea se face cu ajutorul sculelor, pioleți și colțari. Este o tehnică grea, dar satisfacțiile sunt mari datorită tehnicilor de cățărare atipice care se folosesc. Cățărarea pe gheață este o formă de alpinism tehnic ce se realizează cu corzi și un echipament special de protecție și presupune, așa cum o indică și numele, escaladarea unei formațiuni înclinate de gheață, cum sunt ghețarii, cursurile de apă înghețate sau suprafețele de stâncă acoperite cu gheață de la precipitații. În România există nenumărate cascade și cursuri de apă practicabile. De exemplu, la Răchițele, măsoară între 25 și 60 de metri înălțime, pe Valea Ordului, pe cheile Bicazului sau în spatele cabanei Bâlea. De asemenea, în Bușteni există cea mai mare structură artificială de cățărare pe gheață din Europa. Locul a devenit și etapă tradițională în Cupa Mondială de Cățărare. Mi s-au alăturat alpiniști cu care țara noastră se mândrește pentru munții cuceriți și ne-au dat cât mai multe informații, atât despre alpinism, cât și despre cățărarea pe gheață. Cățărarea pe gheață este o ramură puțin mai exotică a alpinismului, care la rândul lui se împarte în escalade
și alpinismul montan, escalada are la rândul ei mai multe variante, pe stâncă, pe panouri artificiale și pe gheață. În ce an a apărut cățărarea pe gheață? La noi primul campionat la care am participat, românii în 2006, chiar erau puțini alpiniști la noi cățărători care să cunoască această specialitate din punct de vedere competițional. Pe gheață se mai cățără alpiniști pe munte, însă pe cascade genul acesta, dar pe natural. Dar la concursul, la competiții de escaladă, de-abia din 2006 au participat primii români. De ce echipament avem nevoie pentru un astfel de sport? Sunt echipamente speciale, deci sunt niște colțari speciali, sunt pioleți tehnici speciali pentru competiție, care diferă puțin de cei cu care se merge pe munte. Cât costă un astfel de echipament? Nu costă chiar așa de mult echipamentul și te ține ani de zile. Problema este că trebuie să te antrenezi zilnic, ca la toate sporturile de performanță, și vara pe structuri artificiale, iarna pe gheață. În acest moment mai învățați și alții oameni interesați de acest sport? Tot timpul învăț, nu numai alpinism sportiv sau escaladă sportivă, și alpinism utilitar, și cu asta mă ocup. Și am și satisfacții, bineînțeles. Dintre marile mele satisfacții, dacă m-ați întrebat, Ticu Lăcătușu, deci a fost elevul meu, și mulți alții care au ajuns și pe omniarii și performanțe în țară deosebite. Deci am avut mulți sportivi ca antrenori și satisfacții. Cum mai descrie cățărarea pe gheață? Un sport destul de complex, de angajament, mai ales în genul de cascadă, nu cel artificial de aici, de la competiții. Ce ne poți spune despre tehnicile de cățărare? Cât de greu este? Greu începând de la antrenament. De la antrenament, echipament, plus că mai intervine și factorul extern, cel al frigului. Te cațeri iarna, nu ești vara, să fii sumar îmbrăcat. Trebuie să fii gros îmbrăcat. Trebuie să ai ceva haine de protecție contra frigului. Ne poți spune ceva despre echipament? Trebuie să avem un rucsac? Ce trebuie să conțină acest rucsac? Păi când mergi la o cascadă îți trebuie echipament specific. Îți trebuie niște pioleți care te ții cu ei de gheață, îți trebuie niște colțari de picioare, îți trebuie un ham special, nu confecționat, cumpărat, specializat și atestat. Îți mai trebuie niște bucle, o coardă sau două, depinde de situație, și cască special, primordial. În cazul în care suntem atrași de acest sport și am vrea să-l practicăm, ce trebuie să facem? Să mergeți la un monitor specializat, să nu vă apucați de capul vostru, e cel mai bine, pentru că apar accidentele. Și se pot găsi sau la federație, întrebați la federație unde sunt instructori, Federația Română de Alpinism și Escalade, și vă îndrumă ei către cine să mergeți să vă apucați. Ca panou, ca începător, numai la panou artificial puteți merge. Nu există panou de dry tooling. Aici întâi cu escalada, alpiniști, și după aia, dacă vă atrage, mergeți și spre dry tooling. Există o vârstă de la care trebuie să începem? Nu există vârstă. E un sport fără vârstă. Avem acum la București, avem copii în vârstă de 4-5 ani care s-au apucat. Deci nu există limită de vârstă sau oameni, nu știu, la 60 de ani care se cațără. Este un sport care se desfășoară în natură. Asta este marea surpriză a acestui sport. Și un sport în care descoperi, teritorii noi, zone pe care, în mod normal, la o simplă privire, nu le-ai putea atinge verticalele unor pereți sau chiar pereți plombanți sau chiar tavane. Unde putem face cățărarea pe gheață? Cățărarea pe gheață, acolo unde se formează gheață naturală, cascadele care vara au debite, nu foarte mari, unele din ele îngheață iarna, la noi în Carpați mai puțin, dar ele îngheață și pe timpul iernii se pot cățăra.
cum vă puteți da seama dacă gheața este potrivită pentru acest sport? O testăm în primul rând la bază, ne mai uităm un pic și la prognoza meteo, dacă există o încălzire a temperaturii, e bine să fim atenți, să evităm. Se simte și gheața atunci când lovești cu pioletul în ea, dacă este casantă sau este potrivită pentru cățărare. Că tot ai zis de piolet, ce echipament, de ce echipament avem nevoie pentru acest? Da, păi pioleții sunt, pentru cățărare îți trebuie doi pioleți tehnici, colțari în picioare, cu colți dubli sau colți simpli, ei se înfig în, se lovește gheața și ambele instrumente, eu știu, articole de echipament ajută pentru a nu aluneca, de fapt, pe gheață. Gheața, în mod normal, gheața naturală de la munte se lovește. Deci pioletul lovește gheața și își creează o priză în gheața respectivă. Este periculos acest sport? Depinde unde îl faci. Dacă îl faci pe o structură amenajată, nu este periculos, toate măsurile de siguranță sunt luate, nu este absolut nicio problemă. Bineînțeles, pot fi mici accidentări, așa cum sunt și în alte sporturi, o întindere musculară, o mică lovitură pe aici pe acolo, dar nimic periculos. Și dacă faci, eu știu, pe pereții din spatele meu în Bucegi, în peretele Văii Albe, să zicem că ar putea să fie un pic mai periculos, sau în alți pereți mult mai mari, în alți munți cu altitudine, unde nu există asigurări, trebuie să ți le pui tu singur, unde condițiile meteo se pot schimba oricând, acolo apare și acest pericol. Tot ce contează este cum îl gestionezi. Cum ați început să practicați acest sport? În vremea studenției, efectiv, un simplu anunț dat de, la vremea respectivă, Institutul de Petrol, Gaze și Geologie. M-am prezentat și cu un om minunat acolo care organiza acest lucru, Dobre Nicolae, și nu știu ce să fiu, vreau să merg pe munte. Ori să fac schi, ori să fac alpinism, și m-am apucat, decidând să mă întorc către alpinism, și am început la Institutul de Petrol, Gaze și Geologie. Ce concursuri ați câștigat? Păi începând cu, destul de repede după care am, deci după IPJJ, am mers la Armata Brașov. Bine, de remarcat poate că în timp, imediat, cam al doilea an, am făcut a doua premiere de an împreună cu Ioșca, Gheției Iosif, care în momentul de față nu este în țară. Asta, să zicem, a fost așa o chestie puțin mai deosebită, după care m-am transferat la Armata Brașov. Și cu o echipă foarte bună și puternică, aproape să zic așa de profesioniști, am început o activitate mai puternică în alpinism. Continuați să practicați acest sport? Cu mare drag și pe limita posibilităților. Cel puțin acum, după Revoluție, când am putut să ieșim mai mult către, peste graniță, Alpi am mers mai mult. Am făcut împreună cu niște colegi Matterhorn, Hot Rutu. Aceasta este o celebră tură de schi, de tură pe schiuri de mai multe zile în Alpi. Cât ați început să practicați acest sport? Am început relativ târziu față de alte persoane. Eu am avut pasiunea muntelui și de când eram copil. Urcam, făceam drumeții obișnuite. În studenție aveam perioadele de vacanță în care mergeam cu grupuri de 30 sau de 40 de persoane și petreceam perioade îndelungi pe munte, în Piatra Craiului, de exemplu. Am câteva zone de suflet în România, unde merg. Ceahnăuri, Piatra Craiului, Retezatul. Dar după 35 de ani am început să practic alpinismul de altitudine. M-a atras mirajul spațiilor îndepărtate și locurile care au o poveste a lor și întotdeauna am încercat să merg pe urmele unei povești. De exemplu, când am mers în Ararat, urmăream povestea despre Arca lui Noe, sau când am mers în Caucaz, aveam în minte misterul descoperirii focului și povestea lui Prometeu. Și fiecare munte are ceva al lui. În primul rând, este un microclimat specific, trebuie să te adaptezi și este o adaptare a organismului din mers. Ce planuri de viitor aveți?
Nu anticipez, am învățat să fiu puțin mai prudentă pentru că nu știi ce-ți aduce viitorul. Am avut tot felul de întâmplări. Mi s-a întâmplat acum aproape 2 ani să am un accident și atunci mi-am dat seama că există resorturi nebănuite undeva în interiorul tău. În momentul în care m-am trezit după o comă de 40 de minute și am găsit suficiente resurse în propriul organism să fac 2 rapeluri și să cobor din peretele acela care ar fi putut la un moment dat să-mi fure viața, mi-am dat seama că darul cel mai de preț este bucuria interioară de a te exalta de tot ce este poate banal și mărunt, dar face parte din viața cotidiană. Sunt lucruri bune care ni se întâmplă. Nu cred în pesimism. Sunt o fire optimistă, îmi fac planuri, ele sunt undeva în adâncul sufletului. Mai drăguț este faptul că poate nu trece un an, poate nu trec 2 și lucrurile acestea la care visez se concretizează. Ca în fiecare sport, există momente care îți rămân întipărite în minte și care te fac să fii mândru pentru faptul că ai putut să ajungi acolo unde ți-ai dorit. Să ascultăm cele mai frumoase experiențe din viața lor de alpiniști. Am fost în Austria la gheață și am reușit niște cascade foarte mari. Am reușit în vreo 3 zile să parcurgem cam 1200 de metri de cascadă. Și ceva reușite pe plan românesc. Cred că în vara aceasta, într-o expediție din Peru, unde am reușit să escaladăm niște vârfuri mai tehnice de 5000 și 6000 de metri, și acum câțiva ani în Asia Centrală, pe Cantengri, un vârf de 7000 de metri. Ce simți când ajungi în vârf? Cred că bucuria cea mai mare după ce te dai jos de pe vârf. Când ajungi pe vârf ești probabil foarte obosit și nu te gândești decât la faptul că am ajuns și aici, hai să ne coborâm. Și de-abia după aceea, când ajungi la baza muntelui, apuci să te bucuri de fapt de realizarea pe care o. Am avut multe experiențe frumoase. 50 de ani de alpinism în România, puțin am fost și în alb și la Ararat, deci e legat alpinismul de cel intern, competițional. Am participat la multe campionate, la școli naționale, bineînțeles totul ca amator, adică cam toți alpiniștii români sunt amatori și la ora actuală și întotdeauna au fost. Deci în timpul liber, în afara profesiunii pe care o au fiecare. Păi, aproape în fiecare zi sunt experiențe minunate. Și cu bune, și cu rele, și cu învățăminte. Care a fost cea mai frumoasă experiență din viața dumneavoastră de alpinist? Fiecare munte are farmecul lui și te expune și în bine și în rău. Cred că pentru exotismul lor, munți frumoși rămân și vor fi întotdeauna căutați. Kilimanjaro, unde eu am escaladat 3 rute diferite, am mers pe Machame Western Bridge prima dată, e considerată cea mai dificilă rută și mi-a plăcut așa de mult. Kilimanjaro reflectă toate zonele climatice ale globului, de la pădurea tropicală până la zona polară și mi-am zis aici trebuie să revin. M-a ajutat și conjunctura, a doua oară am urcat pe Marangu și a treia oară am fost pe Rongai. Pot să vă spun din experiența de până acum că de fiecare dată a fost altfel. Am cunoscut triburi îndepărtate în Africa, am fost în mijlocul tribului de Maasai. Sunt o populație înaltă, foarte suplă, își păstrează obiceiurile, umblă îmbrăcați în șuca, poate ați mai văzut prin emisiunile de la televizor. Poartă acea orinca ei, sunt prin tradiție trib de războinici și consumă un amestec de lapte cu sânge, pe care îl consideră foarte revigorant. Îl dau mai ales copiilor sau persoanelor în vârstă când sunt suferinde de anumite boli. Am fost în mijlocul tribului Hadzabe. A fost
cutremurător. Dacă ar fi să-mi amintesc despre ceva absolut inedit, este experiența în mijlocul acestui trip, într-o pădure tropicală, totalmente izolată, a trebuit să ne găsim un interpret, ei nu vorbesc alte limbi străine. Prima emisiune s-a făcut la BBC în 2001 și aveam o curiozitate să văd pe oamenii aceștia. Ei sunt un amestec de Maasai și de pigmei, foarte ciudat, Maasai sunt înalți, așa, pigmei sunt foarte scunzi. Mai sunt vreo 800 de suflete rămase. S-a încercat să fie civilizați sub o formă. Un arab a cumpărat un domeniu imens și a încercat să-i trimită la școală, a încercat să le impună niște reguli ale civilizației și pur și simplu a rezultat un conflict extraordinar. Au trebuit să împuște câțiva negri ca să liniștească spiritele și până la urmă au descoperit că cel mai bine este să-i lase să trăiască în spiritul lor tradițional. Dar ei dormeau pe piei de animale, mănâncă absolut orice, de la insecte, frunze, mestecă un tip de frunze cu efect halucinogen. Asta m-a șocat cel mai mult, dar am observat în societățile tribale că se practică mult asta. Și triburile din zona Anzilor, triburile Quechua sau Inca, mai sunt enclave de populații Inca în America de Sud, mestecă frunze de coca și le consideră benefice. Nu au nevoie de hrană. Sunt un energizant natural și toată ziua numai din asta trăiesc. Nici momentele dificile și incidentele neplăcute nu au lipsit din experiențele lor. Ai avut parte și de experiențe neplăcute? Mai puțin, să zic. M-am ferit. Dar se întâmplă, da. Mai cu prietenii, și-am mai rupt un picior, da. Dar astea au fost, nu știu, 17-18 ani de când mă cațăr. Cred că am avut un singur accident sau două de genul ăsta. Nu deosebit de neplăcute. Au fost momente în care am fost prinși noaptea, eu știu, în frig, a trebuit să ne adăpostim de furtuni și așa mai departe, dar toate chestiile astea, la un moment dat, sunt amintiri plăcute. După ce ne aducem aminte de ele, după câțiva ani, sunt amintiri pe care le povestim prietenilor și pe care ne bucurăm. Ați avut parte de un eveniment neplăcut, vreun incident neplăcut? Am avut foarte multe, bineînțeles, neplăcute, avalanșe, iarna, când mergeai în competiții, nu te mai uitai că ninge sau asta e competiția, în orice competiție riscurile sunt mari, cred că ți le asumi. Au fost și multe accidente și decese în campionate și în afară, și ca antrenor am avut foarte mari satisfacții, echipe campioane, fete, tineret, seniori, și multe satisfacții și multe greutăți, probleme. O poveste care mi s-a întâmplat, înainte se organizau campionate de care, începând de iarnă, cu etape de iarnă, vară și inclusiv viteză pe stâncă, de cățărare la viteză pe stâncă. Și era o perioadă, iarna, an bun, când m-am dus să marchez vârfurile în retezat. Mă cam ceam de unul singur, lucru care nu prea se face și nu se poate despre nimeni să facă lucrul ăsta, dar, mă rog, cunoscând zona, mi-am permis să fac lucrul ăsta. Deci, cum se desfășura campionatul, cineva înainte punea niște fise, deci echipa de organizare, iar cluburile sau echipele respective trebuia să ia de acolo un număr de fise, astfel încât ei demonstrau că au ajuns pe vârful și au făcut ruta corespunzătoare. Într-o iarnă și la o așteptare, am așteptat să iasă dintr-un traseu pe ultimii, cei care făceau un traseu în Piața Mare, s-a întâmplat să rătăcesc drum. Șansa mea a fost că nu a fost vremea foarte proastă și am rămas o noapte pe lacul Bucura. Deci în loc să ajung în Valea Pietrele, tot pe schiuri coborând și deja era ceasă și puțin întune, am ajuns pe Bucura. Aia a fost ceasa mea și o amintire interesantă, dar cu învățăminte că dacă era vremea mai rea, nu era prea bine.
am avut experiențe unicat. De exemplu, pe Kilimanjaro, din cauza radiațiilor tropicale foarte puternice, am avut arsuri de gradul 3 pe față. Mi s-au recuperat tegumentele în proporție de 100%. În Alaska, pentru că sunt temperaturi de până la minus 72 de grade Celsius, aceasta a fost limita inferioară înregistrată oficial, dar se pare că sunt limite încă mai mici, am avut degerături de gradul 3 la picioare și tratament și la un moment dat riscam să mi se amputeze degetele de la picioare. Sunt experiențe unice, trebuie să depășești momentul, trebuie să ai și anumite cunoștințe în domeniu. Pentru mine a fost un noroc faptul că am terminat liceul sanitar și atunci știam ce trebuie să fac în caz de bacterioză sau știam că nu trebuie să beau apă infestată. Noi gândim expedițiile sub forma unor aventuri de grup și avem echipament pe care îl împărțim între noi și încercăm să împărțim și bune și rele și să anticipăm anumite probleme. În Aconcagua, în munții Anzi, citisem pe site că mai sus de 5500 de metri sunt ghețari care de ani de zile nu s-au mai topit și că riscăm, dacă vom topi apa ghețarului în condiții improprii, să ne infestăm cu bacterii vechi de sute sau mii de ani. Din câte am înțeles, ați prins și o avalanșă. Da, am filmat pe viu o avalanșă în expediția din 2010, când urcam pe McKinley, eram la Basin Camp și eram într-o tură de aclimatizare, un peisaj superb, nu știu cine s-ar fi așteptat atunci să pornească avalanșa și ne întorceam și dintr-o dată s-a pornit, am prins pe viu toată teama aceea, toată spaima și fuga celor care erau pe lângă cortul rangerilor și ce să spun, am trăit și eu frica, alergam și filmam și s-a sfârșit cu bine, din fericire.